Salutare, dragilor! Ce faceți? Eu sunt Emi Anelis și astăzi vreau să vorbim despre prima probă, adică interviul. Hai să începem! Dacă ți-ai depus deja dosarul sau dacă te gândești să-ți depui dosarul pentru a intra la profilul învățător-educatoare, este bine să știi că vei da mai multe probe și foarte mulți dintre cei care mi-ați scris pe Instagram vă plângeați de faptul că vă este frică de aceste probe. Eu sunt aici ca să vă liniștesc, sunt aici ca să vă ajut și să vă învăț, să vă spun exact cum se vor desfășura probele și să vă dau un plus de energie, să vă zic începeți să vă pregătiți de acum de probe, pentru că vor fi chiar foarte ușoare. Cele patru probe se vor desfășura pe parcursul a două zile și vei avea în prima zi două probe, în a doua zi alte două probe. Cele patru probe sunt prima probă interviul, a doua probă sport, a treia probă desen și a patra probă muzică. Știu că poate sună scary, știu că poate sună fricoșător faptul că sunt foarte multe probe și că tu, ca elev care ești abia în clasa 8-a și te pregătești de evaluarea națională, să trebuiască să dai patru probe, în timp ce alți colegi de-ai tăi nu dau nicio probă și doar depun dosarul de admitere și asta a fost tot. Ei bine, trebuie să spun că tu vei fi mult mai norocos decât colegii tăi, anume atunci când vei ieși de la acest profil, vei putea să predai, iar în cazul în care peste, nu știu, 3-4 ani te gândești că nu mai merge cu ceea ce vrei tu să faci în momentul actual, spre exemplu, poți să faci medicină și îți dai seama că nu-ți place medicina, poți oricând să te întorci la meseria de a fi învățător sau educatoare, la meseria de a fi cadru didactic. Așadar, prima probă, astăzi o să vorbim doar de prima probă și anume interviul. Interviul, oricât de înfricoșător sună, vă spun că nu este într-atât de înfricoșător încât să simți că este cel care te ține pe loc și cel pentru care tu chiar nu vrei să aplici. Interviul constă în a intra într-o sală unde sunt două doamne de română, veți intra cam câte 10 participanți, 10 candidați și va trebui să vă duceți în funcție de, în ordine alfabetică, să vă duceți la cele două doamne profesoare în față și să răspundeți la câteva întrebări. Sunt 3 mini-probe, ca să zicem, la proba interviului și este un foarte bun exercițiu pentru atunci când vei vrea să te angajezi. Știu că este greu, știu că nu ai mai făcut asta până acum, însă îți garantez că este foarte ușor și că vei trece imediat dacă respecti anumite reguli. Prima regulă ar fi să lucrezi din timp. A doua regulă ar fi să înveți tot ceea ce ți se dă și a treia regulă ar fi să nu mergi după ureche. Hai să începem ușor. Prima regulă, cu cât timp înainte ar trebui să mă pregătesc eu de aceste probe? Eu spun că dacă te pregătești cu o lună înainte de probe, vei avea suficient timp într-o lună să te pregătești pentru toate cele patru probe. Vorbind strict de interviu, cred că ar trebui, dacă te știi că înveți foarte greu, să începi cu o lună înainte să înveți două poezii. Pentru că prima dată doamnele te vor ruga să reciți o poezie la alegere, ce poezie știi tu. Nu veni cu hârtie în față, nu veni cu textul scris pe telefon, vino direct cu poezia învățată. Există posibilitatea ca doamnele să fie auzit atât de mult poezia aceea, încât să spună altă poezie, nu știi, hai spunem și mie altă poezie. Învață două poezii pentru situația neprevăzută, pentru ca să fii ferit de orice situație neprevăzută. Învață cele două poezii. Spre exemplu, eu am învățat primele 4 strofe din Luceafărul. Au venit foarte mulți care au învățat Lacul de Mihai Eminescu. Au recitat Somnoroase păsărele. Poți să-ți alegi orice poezie dorești tu și să o reciți. Încearcă să nu o reciți ca pe așa, cum să zic, ca și cum ai spune lista de cumpărături, încearcă să o reciți cât mai artistic. Nu neapărat că doamnele vor căuta asta, dar vei da un plus și te vor băga mai mult în seamă. A doua probă, în funcție de cât de departe te afli, să zic, de începutul listei, în ordine alfabetică mă refer, eu am fost ultima și pe mine nu m-a mai pus să fac proba aceasta, este vorba despre proba cititului, va trebui să citești un text la prima vedere, nu-ți face probleme, ce te sfătuiesc eu să faci este să încerci să te gândești că ești în clasa 1 și că doamna învățătoare te pune să citești un text și du-te la mama, zis să-ți aleagă un fragment dintr-un text și să-l citești în fața ei la prima vedere. Fă așa, fă exercițiul acesta ca să-ți treacă din emoții, mai ales dacă ești o fire emotivă și te panichezi imediat. A treia mini-probă pe care o vei da acolo va fi interviul în sine.
Adică vei primi o întrebare la care va trebui să răspunzi. Ce vor urmări aici doamnele profesoare? Doamnele profesoare vor urmări aici să ai o dicție bună, vor urmări aici să fii coerent, să știi să te exprimi. Doamnele profesoare nu sunt acolo să-ți facă ție rău, doamnele profesoare sunt acolo ca să te ajute să intri la profilul pe care ți-l dorești. Cum poți să te pregătești pentru ultima mini-probă din interviu? Ei bine, eu îți voi da o serie de întrebări pe care le voi scrie aici și tu vei putea să răspunzi la ele ori în mintea ta, ori poți să faci cu tine în oglindă, să repeți ca și cum ai avea o piesă de teatru, ori să vorbești cu părinții tăi, să ai o discuție deschisă în care să-i rogi să mimați interviul. Întrebările pot fi: de ce ai ales să fii la profilul învățător-educator? De ce vrei să te faci învățătoare, educatoare și de ce? Sau învățător, educator și de ce? Ce vezi în tabloul acela? S-ar putea să ai un tablou în sală și să-ți spună, zi-mi ce vezi în tablou. Ce crezi tu că semnifică acest tablou? Care este cea mai frumoasă amintire a ta? Și, nu știu, care este cea mai frumoasă carte pe care ai citit-o? Care este ultima carte pe care ai citit-o? Ce-ți place să faci în timpul liber? Și întrebări de genul acesta. Nu sunt întrebări grele, nu îți vor pune întrebări din matematică, nu îți vor pune întrebări din română, nu îți vor pune întrebări despre evaluarea națională și așa mai departe. Nu, sunt niște simple întrebări ca să vadă că tu poți să ai o conversație cu acele doamne profesoare. Încearcă să ai o conversație naturală. Ia-ți câteva cuvinte cheie pe care să le ții acolo pentru momentele în care, să zic, că îți va pica fix întrebarea aceea pe care am pus-o eu, sau una dintre aceste întrebări. Până data viitoare, vă dau ca temă să răspundeți la aceste întrebări, să aveți grijă de voi și să vă pregătiți foarte bine poezia și să veniți acolo cu zâmbetul pe buze, nu să tremurați, pentru că, până la urmă, dacă vreți să fiți acolo, trebuie să simțiți că este locul vostru. Gata! Vă pup! Pa!